Alături de mine am doi oameni speciali, este vorba despre Sânziana Toader Ardelean și despre soțul ei, Cătălin. Niște oameni faini pe care vreau să vă spun că i-am cunoscut în urmă cu o oră și am impresia că îi știu de o viață. Vreau să îi cunoașteți și dumneavoastră și sunt sigură că dacă nu ați apucat să îi îndrăgiți încă, cu siguranță o veți face după acest interviu. Noi am avut impresia că ne-am agățat deja, dar e ok. Bună, bine ați venit în emisiunea mea! Bună, bine te-am găsit, v-am găsit pe toți. Ne bucurăm și mulțumim pentru invitație. Sperăm să facem o emisiune frumoasă pentru cei care ne privesc de acasă. Facem. Cătălin, îți spun bine ai venit și ție. Bine v-am găsit. Această televiziune frumoasă Nord-Vest, am mai avut colaborări și înainte, am fost la câteva emisiuni, am filmat pentru Revelion, filmările pentru Revelion, așa. Eu pot să spun că eu am venit acasă, pentru că eu sunt de aici din zonă, m-am născut în Poiana Codrului, am copilărit acolo în Poiana Codrului, după aceea am stat în Carei, părinții mei stau în Carei, așa, și deci mă leagă foarte multe de acest județ, de județul Satu Mare, este județul meu de Baștină, unde m-am născut. Am înțeles, dar doamna de aici nu este sădmăreancă, este clujancă, din câte am înțeles, dar locuiți la Oradea, dar totuși cum a început povestea voastră sau unde ai cucerit-o, unde ai găsit-o, să zic așa? Da, noi ne-am întâlnit pe la eveniment așa și mie, sincer, mi-a picat cu tronc și m-am îndrăgostit de ea. Și așa încet, încet au decurs toate de la sine. Asta a fost la o nuntă? S-a întâmplat la o nuntă? La un botez, mai ții minte? Nu, la un spectacol ne-am întâlnit. Și asta vreau să zic, așa au decurs toate de la sine. Așa a vrut bunul Dumnezeu ca noi să fim împreună, să ne iubim. Și este foarte frumos, este foarte frumos când iubești și când ești iubit. Și ce să vă mai spunem? Aveți 5 ani de căsătorie, da. Aproximativ, da? Așa este, 5 ani frumoși. Am colindat tot pământul, lai, 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 la, la, doar la tine mi-a fost gândul. Eu zic că toate se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. El a vrut ca noi să fim împreună, a făcut posibilă relația noastră frumoasă de dragoste. El mi-a spus așa în mare, mi-a plăcut din prima și pe urmă totul a decurs normal, dar totuși pe tine ce te-a atras așa la el sau care a fost momentul în care ți-ai dat seama că și ție îți place de el? Mai amintești? Normal că mi-amintesc. Să știți că a insistat foarte mult pentru că eu treceam printr-o perioadă foarte grea în momentele acelea și, cum a spus și el, de la sine. A știut el să mă cucerească, a avut el aturile lui, cu care să mă cucerească și prin intermediul internetului, foarte mult îmi scria foarte multe mesaje, îmi venea cu flori la servici și așa mai departe. Apropo că ai adus vorba de serviciu, vreau să vă spun că ea nu doar cântă, are un job interesant. Un job care probabil mulți ar spune, cum poate să facă și asta și asta? Este asistentă medicală? Da, de 23 de ani lucrez la un spital din Oradea, spitalul municipal. Și vreau să spun că și acolo lucrez tot cu oamenii. În viața de zi cu zi alin durerile sufletești, iar la spital unde lucrez durerile trupești. Și vreau să vă spun că văd foarte mulți oameni suferinți. Și mă mișcă lucrul ăsta să văd. Să știți că cel mai de preț lucru în viața asta este sănătatea. Să-i mulțumim la Dumnezeu pentru că suntem sănătoși. Cel mai important lucru din viața unui om este sănătatea. Pacienții te pun să le cânți? Să știți că da. Mă recunosc, bineînțeles. Și spun, cântă-ne ceva să ne mai alin durerile și chiar ține. Da? Da. Varianta asta cu cântatul să le alin sufletele, chiar le alin, zic eu. Și ei, bineînțeles, că îmi spun același lucru. Bun, așa, tu cum te simți mai bine? Îmbrăcată în halat alb sau nu știu în ce culoare vă îmbrăcați voi la Oradea, că asistentele probabil se îmbracă și în alte culori, din câte știu eu, sau prefer să fii în costum popular? Ambele. Îmi place ceea ce fac și la spital. Lucrez tot cu omul și pe scenă, în costumul popular. Să știi că și la evenimente, la nunți, botezuri și așa mai departe unde merg, la început îmbrac costumul popular. Iar pe urmă mă schimb în rochiță de seară. Am înțeles. Îl îmbrac cu drag și sunt mândră să-l port. Și câte costume ai acasă? Vai, cred că am peste 40 de costume. Da, am.
Foarte multe. Să nu ne audă. Da. Ce defect are ea acasă, așa ca și casnică? Spun, are un defect. Nu pot să-l spun că e defect. Eu cu Ariana, cu fetița noastră, ne cam displace ideea când tot timpul vine, odată la două zile, trebuie să facem curat, trebuie să fac curat. Eu cred că ăsta e un defect, pentru că ne nebunește cu curățenie, știi? Deci obsedată de curățenie. Da, obsedată de curățenie, știi? Așa. Și vă pune sau face și ea? Da, bineînțeles că ajutăm și noi, știi? Că te sfârșit acolo când cam termină aia, mai ștergem și noi praful puțin. Nu, deci defecte acum, nu pot să zic, că defecte... În ghilimele. Da, în ghilimele, așa. Așa, că nu suntem nimeni perfect, știi, dar noi întotdeauna ne încercăm să ne completăm unul pe celălalt, știi, dacă unul are o lipsă, îl ajutăm, ne completăm și eu zic că e foarte important, așa. Sunteți geloși? Păi dacă iubești, n-ai cum să nu fii gelos, nu? Gelozie eu... trebuie să existe, nu? Un pic, da. Eu așa, da, eu recunosc, da, sunt geloasă. Știi care e treaba? Mergem la evenimente, mergem împreună, știi? Și e foarte bine chestia asta, că suntem împreună și știm ce face celălalt și deci e foarte bine. Și, nu, mai sunt. Eu, de exemplu, mai sunt nici câteva evenimente, am pățit când mai vine câte domnișoară așa să uită la mine, știi? Dar ea observă rapid, observă, știi? Da. Se întâmplă și la și, da, bineînțeles. Dar de multe ori... Nu știu, oamenii. Lumea te vede că te vede ca artist pe scenă, nu? Normal că se uită la tine, știi? Și nu ai ce să interpretezi alte astea, că nu, chiar nu-i loc. Lucrând în acest domeniu... Cu atât rămân, cu privirea. Lucrând în acest domeniu este inevitabil să nu se întâmple. În caz că nu v-ați dat seama, dragii noștri, suntem în grădina Romei. Este foarte bună vremea, este perfectă pentru a filma. Bun. Am amintit mai devreme despre fica voastră, tu ai o fică mare, da. Mi-ai spus mai devreme că este din căsătoria anterioară, însă a spus despre tine că ești un tată exemplar. Bineînțeles, eu când am zis că este fica noastră, pentru că eu consider ca și copilul meu și eu așa este și chiar ne înțelegem foarte bine, știi? Și contează foarte mult. Ne-am înțeles la început, ea era mai micuță când acum 5 ani, dar ne-am înțeles foarte bine și ține foarte mult la mine și asta e foarte important. Pentru o mamă, atunci când nu mai este cu tatăl copilului, este foarte important când își găsește o altă dragoste, să spun așa, în primul rând să-i pese de copil. Bineînțeles, să știți că m-am gândit foarte mult înainte de a face pasul ăsta cu Cătălin să mă căsătoresc. M-am gândit și mi-am făcut tot felul de idei, cum o să fie, dacă îl acceptă Ariana, dacă am vorbit eu cu ea, dacă Cătălin o să o accepte, cum o să fie relația lor. Și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că toate au decurs așa cum mi-am dorit eu. Au o relație foarte frumoasă, se înțeleg foarte bine și suntem fericiți cu toții. Și vă doriți un copil împreună? Acum nu păi neapărat, dacă... nu, stai la voia soții, ce vrea Dumnezeu, nu... Dacă ar fi să vină, e binevenit. Da, bineînțeles, cum să nu? Bun, astea au fost așa întrebări simpluțe. Da. La cele mai grele? Nu, glumesc, nu m-am întrebări grele. Vreau să ne simțim bine, oamenii de acasă să vă cunoască mai bine. Îmi spuneai că tu cânți de foarte mulți ani. Da, așa este. Păi, cam pe la 4-5 ani am început cu grădiniți, acum la serbări, pe urmă la serbările școlare. Tot timpul îmi plăcea să mă bag acolo în față, să cânt, să mă vadă lumea, să mă aplaude. Și bineînțeles că s-a întâmplat pe parcursul vieții, mama noastră și mama mea, vorbesc acum... Da, tu mai ai o soră care cântă. Își dorea foarte mult să ne vadă, să ne facă artiste. Și ne ducea, cum ți-am spus, că eu sunt moață, sunt din județul Cluj, stăteam într-o zonă de munte și mergeau cu autobuzul vreo 100 de kilometri, cam o dată de două ori pe săptămână, depinde cum avea și ea timp, ne ducea la Cluj, la radio-televiziune, unde făcea cu noi ore Gelu Furdui. Și de atunci am început, pe urmă ne-am mutat la Oradea, când am fost mai mare și acolo am început școala populară de artă, pe urmă și conservatorul. Spune-mi, care ți este cea mai dragă melodie? Am foarte multe melodii care îmi plac, ale mele, deci să știi că melodiile mele în toate mă regăsesc și așa am încercat să scompuse în mare parte de mine și de soțul meu. El cu linia melodică și la texte mă ajută, tot împreună muncim
și ne inspirăm din viața noastră și a celora din jurul nostru. Când vine duminica, nu mă doare nimica, nu mă doare nimica, medala. Ceea ce se întâmplă în lumea asta. Și am melodii, am compus Fetițe mele, Hai lui lui fetița mea. Hai lui lui fetița mea, cu drag eu te legăna. Și din gură ți-o-i cânta, tu ești mângâierea mea. Pentru socrul meu, socrii mei de fapt, că am doi socri, jos pălăria. Mi-a dat Dumnezeu să am doi socri, așa, după așa sufletul meu. Așa sunt mărenii. Da, da, da. Am un socru de omenie, toată lumea în sat îl știe, toată lumea în sat îl știe, că e un bun cu suflet mare și ajută pe oricare, și ajută pe oricare. Îi salutăm că o să se uite la emisiune, îi salutăm cu drag și acum plecăm pe la ei, mergem pe acasă, pe la Careș. Îi salutăm cu drag. A întrebat-o pe Sânzeana de când cântă. Vreau să menționez și eu că am învățat aici în Carei la Clubul Copiilor și vreau să-l salut cu mare, mare respect pe domn profesor Dumitru Ederan. Este un foarte, foarte bun profesor cu care eu zic că județul Satu Mare trebuie să se mândrească. Mai rar asemenea profesori. De la dânsul am început eu și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și îi doresc succes, că are foarte mulți elevi acolo în Carei și se ține de treabă în continuare. Sigur, acest mesaj va ajunge la el. Totuși nu mi-ai răspuns care e melodia ta de suflet. Mi-ai înșirat câteva, dar cea mai cea? Ți-am spus că sunt foarte multe. Bun, alege tu care zici că aia n-ai dau la nimeni niciodată, ea ta. Chiar de curând am scos pe piață niște melodii mai frumoase de dragoste, care îmi plac foarte mult. O melodie, Am colindat tot pământul. Am colindat tot pământul, la 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 la, doar la tine mi-a fost gândul. Compusă de soțul meu, special pentru mine. Melodie de dragoste. Melodiile de dragoste care ne-au... Melodia care te reprezinte m-a făcut mai ca frumoasă. Reprezintă, da, melodia, da, mie tot îmi plac. Da. Vorbind de frumusețe, cât de important este pentru un artist să țină la asta, să aibă grijă, să... Păi așa este, trebuie să arăți impecabil, din cap până în picioare, ori la ce eveniment ești invitat, nu poți să apari oricum, atât ținută, coafură, machiaj și așa mai departe. Imaginea contează. Imaginea contează foarte mult, poate de multe ori, mai mult ca și ceea ce transmiți oamenilor. În ziua de astăzi. Nu știu dacă este bine sau este rău. Este bine. Nu este de bine, zic eu. Cu talent, multă muncă, perseverență, așa, și ținuta, bineînțeles. Așa atragi publicul. Sânziana gătește? Da, gătește. Este o gospodină foarte bună. Sincer, acum gătește foarte bine. Gătește foarte bine și chiar înainte să fim noi împreună, mă gândeam, oare gătește, oare ăsta, îmi puneam întrebări și prima dată când a fost la ea și mi-a gătit și chiar gătește, chiar este o gospodină foarte bună. Și... Am înțeles. Și Cătălin gătește, mă ajută. Da? Da. Ce știe să facă bun? Foarte mult, te face paste, mă ajută în ale casei, mă ajută foarte mult. Și asta zic că e un lucru bun. Da. Mă ajută, pentru că și eu sunt foarte ocupată și cu serviciu și casă și evenimente și uite așa, ne completăm unul pe celălalt, ne ajutăm și asta zic eu că e un lucru foarte bun într-o relație, atunci merg toate strună. Așa este. Dragii noștri, aș avea foarte multe întrebări pentru voi, însă mai răruț că e mai drăguț, mai puțin că e mai bun, așa. O să fie mai multe. Da. Să le transmiteți un mesaj sădmărenilor pentru că sunt foarte multe persoane care vă îndrăgesc. Da, mulțumesc frumos sădmărenilor pentru că mă iubesc, mă apreciază ca și artist și ca și om. M-au auzit, îmi spun socrii mei că urmăresc emisiunea de folclor și sunt cerută la postul de televiziune. Le mulțumesc pe această cale, le doresc multă sănătate, că e mai bună decât toate, și multe bucurii
și tot binele din lume alături de cei dragi, sufletelor lor. Mulțumesc! Mulți ani fericiți și tot în doare. Și am greșit, nu? Nu ai greșit. Mulțumesc! Dragii mei, sper că i-am făcut o surpriză. Sper că a fost o surpriză pentru tine, nu te așteptai. Atunci când se va difuza materialul, tu vei fi mai bătrân, oricum. Da, probabil cu câteva zile, într-adevăr. Mulțumesc pentru această surpriză și, nu știu, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Sergiu, vrem să te cunoaștem mai bine. Mulți dintre sătmărenii te cunosc, dar vrem să te cunoaștem și mai bine, să vedem cum ești dincolo de scenă. Și pentru asta ne-ai invitat aici la cea de-a doua casa ta. Da, putem să-i spunem cea de-a doua casă, da, într-adevăr. Așa? Și vrem să vedem locuri pe care probabil telespectatorii nu au avut ocazia să le vadă, că noi mergem doar în sală. Da, putem merge unde dorești tu, acolo mergem. Bun, hai să mergem și pe urmă povestim. Ok, haide. Așadar, Sergiu Tăbăcaru, așa cum am spus alături de mine, o să începem cu începutul și să-mi spui de cât timp ești tu actor la Teatrul de Nord și cum ai luat-o înspre drumul acesta, să spun așa. Sunt actor din 2008, septembrie-octombrie, nu mai țin minte exact, adică de 11 ani. Sincer, mă gândeam ieri, la un moment dat, dacă îmi vei pune această întrebare, ce să-ți răspund? Nu știu. Chiar nu știu. Țin doar atât minte. Când eram prin clasa 10-a, la școală sau... Unde ai fost la liceu? Doamna Stanca. Acolo cred că mi s-a înfiripat lucrul acesta. Doamna dirigintă, doamna Bozero, ne-a îndrumat spre lucrul ăsta. Aveți abonamente la teatru? Da, da, anual, tot timpul, clasa noastră avea... Eram destul de rău când veneam la teatru. Adică mai mă... Neliniștit, mă fâțâiam, mai comentam. După ce am avut experiența cu trupa școlii, am ajuns aici la teatru, am avut niște discuții cu câțiva actori. Apoi am și jucat într-un spectacol aici, în Antigona, regia Gelu Badea. Mi-am dat seama ce înseamnă să fii actor și cât de mult înseamnă să, vorba aia, să taci din gură când te uiți la spectacol. Și de atunci mi s-a schimbat brusc atitudinea față de ceea ce înseamnă teatru. Până atunci eram agitat, mai în stânga, mai în dreapta, mai șu. De atunci, din momentul acela, s-a oprit. Mi-am dat seama că unui actor nu-i destul să-i oferi prezența ta și atenția ta. Deci cam de atunci, de prin clasa 10-a. Pe cine admirai tu foarte mult la începuturile tale pe scenă și acum ai ajuns să joci alături de... Așa. În momentul acela era actor aici Puiu Ardelean. Din păcate, pe când am ajuns eu, Puiu s-a dus în America, n-am apucat să joc cu el. Dar sunt mulți actori pe care atunci îi vedeam și am reușit să joc cu ei, ca de exemplu domnul Carol, Erdős, Dana Moisuc. Îi țin minte pe cei care sunt aici de mult timp. Sorin Oros era atunci și l-am prins și eu. Stai să mă gândesc. Am cer scuze. Franță, sunt mulți. Da, sunt cei care sunt aici de ceva vreme. Ciprian Vultur, da, tot timpul. Sau doamna Vaida, domnul Blaga. Veneam la spectacolele domnului Blaga și, nu știu, eram așa. În orice spectacol juca domnul Blaga,
râdeai. Era așa o explozie de energie și de umor. Și am ajuns până la urmă să joc cu el și mi-am dat seama că e dificil să joci cu actori care au o anume experiență peste tine. Și da, e o experiență să joci cu cineva care are încă atâția ani cât ai tu în spate ca experiență. Să știi că eu te-am văzut în piese de teatru și nu știu de ce sau de unde te-am asociat oarecum cu domnul Blaga. Nu știu de ce sau... Nu e singură, nu e neapărat un compliment, dar nici... E o constatare. Mi-au mai zis cineva, măi, vezi că te duci într-o zonă. Nu mi-au zis-o ca un lucru rău, dar nici ca un lucru de bine. O ca o observație. Da, e posibil. Nu zic nu. Deci nu ești prima. Ok. Bun, și după ce ți-ai dat tu seama că îți place să faci asta, tu mai aveai alte planuri în mintea ta? Mi-ar plăcea să devin doctor, să nu știu ce, și până la urmă totuși să te cucerească teatru. Ai avut și alte planuri de rezervă. Of. Principale și acesta a fost de rezervă. S-ar putea să fie ăsta de rezervă. Da, am avut. M-am gândit, tot timpul am vrut să fac ceva în zona sportului. Și tot timpul eram pe sport. De când eram mic, mă știu, când eram în vacanță la bunici, bunica după noi, haide să mâncați cu vergeaua după noi. Tot timpul eram la fotbal. Da, vroiam să fac ceva în zona asta. Nu neapărat să fiu fotbalist sau să practic. La un moment dat mă gândeam management sportiv. Nu, n-a fost să fie. Până la urmă tot teatru a ajuns. Dar da, unul dintre visele mele pe care oarecum în momentul acesta mi-l îndeplinesc era undeva în zona sportului. Dar n-a vrut să fie. Așa că la bătrânețe m-am apucat de asta acum. Bun, spune-mi care piesă în care te-ai regăsit cel mai mult, ce rol ți s-a potrivit cel mai tare din toate pe care le-ai avut, doar unul. Unde ai simțit tu că ai jucat cel mai bine, că ai fost cel mai apreciat, că l-ai învățat foarte ușor sau... Acum asta cu am jucat cel mai bine, dacă e să fiu subiectiv, în toate am jucat, dar nu e așa. Nu știu. Nu. Poate Clinica Sinucigașilor. Poate rolul acela mi-a plăcut puțin mai mult și cred că, da, cred că Clinica Sinucigașilor. Te simți oarecum dezavantajat de faptul că trăim în satul mare și nu avem aceeași șansă ca și cei din capitală, cam în toate domeniile? Nu mă simt dezavantajat. Depinde cum privești tu lucrurile. Dacă obiectivul tău e să joci în filme, știi chestia asta cu mamă, sunt actor, în ce film joci? Nu, sunt actor de teatru, nu sunt actor de filme. Dacă vroiam să fiu actor de filme, mă duceam acolo. E un dezavantaj că stau în satul mare? Da, dacă vreau să joc în filme. Nu dacă joc teatru. Pot să joc și aici teatru. Un regizor poate să vină și aici. Nu trebuie să mergem noi toți din trupa de teatru în București sau oriunde altundeva. Nu, eu nu privesc ca un dezavantaj că stau în satul mare. Obiectivul meu nu e să câștig un Iter sau să fiu cel mai bun actor sau să fiu pe scenele din București, din Cluj. Nu, dacă vreau să fac asta, pot să mă duc și cu teatrul de aici. Am fost, am jucat și pe scenele din București. Obiectivul meu nu e ăsta. Așa că nu îl privesc ca un dezavantaj să stai în satul mare. Sunt dezavantaje că stăm în vest, în nord-vest. Da, sunt dezavantaje. Dar dacă asta în fiecare zi să mă gândesc la asta, numai mi-aș... Nu știu cum să-ți spun. Mi-aș... Zile negre degeaba. De ce să visez să ajung la București când pot să fiu fericit și să-mi găsesc fericirea aici în satul mare? Eu o privesc ca o prostie, să stai toată ziua. Ce bine ar fi fost dacă m-aș fi născut în Suedia. Nu, m-am născut în satul mare și da, dacă vreau să mă duc, se poate. Tu nu ai putea să mergi, dacă ai vrea, în București? Când vrei poți să mergi. Totuși, dacă ar fi să joci într-un film, cu ce actor, actriță ți-ar plăcea să joci? Film.
Ca să nu par un actor atât de prost, n-aș vrea să joc cu Brad Pitt sau cu Leonardo DiCaprio. Chiar am văzut acum un film, a fost odată în Hollywood, Once Upon a Time. Nu aș vrea să joc cu actorii ăia de acolo. Trițe, cu niciunul, nu ți s-ar plăcea să... Măi, n-aș ști ce să fac. Dacă ar veni cineva la tine și aș spune, Sergiu, în momentul acesta, orice nume spui tu, mâine începe filmarea. Cu cine? În primul rând, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, neapărat unul. Cu ea. Nu, unul, ai zis oricine. Păi, faci tot filmul acum. Angelina Jolie, aș vrea să joc cu ea. Da, o admir de mult. Am văzut primul ei film, dacă mă întreb cum se numește primul ei film, nu pot să zic titlul. Tinereți furate sau așa ceva. Nu era ea încă diva supremă. Genial filmul. Și genială ea. Da, cu ea. Bun, dar acum cei mai buni actori din lume, da, sunt acolo la Hollywood, la unde sunt ei. Noi, cei care nu putem să ne dăm seama atât de bine de ce sunt cei mai buni, pentru că sunt atâtea filme, atâția actori buni. Te întreb pe tine, un actor, că tu poți să-mi dai un răspuns avizat, sunt cei mai buni? Adică, de ce sunt cei mai buni? Sau pur și simplu... Acum să-mi pun fularul alb și să-ți dau un răspuns. Să-mi dai un răspuns. Așa. Da, ai dreptate. Nu cred că cei mai buni, cei mai în box office, cei mai căutați, nu cred că într-adevăr sunt cei mai buni. Pentru că vorbeam zilele astea cu cineva, vorbeam de exemplu de Will Smith, că e underrated, adică joacă doar în ultimul timp filme cu supereroi, cu pușchi, tanki. Și cred că el poate mai mult. Da, a avut câteva filme în care chiar și-a făcut treaba bine. Și nu cred că cei care iau Oscar sunt chiar cei mai buni în anul acela. Sunt foarte multe filme independente sau cu un buget mult mai mic, care nici măcar nu se iau în calcul. Și sunt filme europene care Oscarul european sau iau filmul pentru cel mai bun film european. Sunt actori în acel film care ar putea lua Oscarul cel mare, nu pentru film european. Acum să-ți dau un actor care chiar n-aș putea. De exemplu, spune, scapă numele, cine a jucat în Pirații din Caraibe. Ah, da, îmi place mie. Ai văzut? Johnny Depp. De exemplu, el chiar face în fiecare film un rol. Uite, el chiar e un actor complet. Deci am ales bine, nu? Ai ales bine, da. El mi se pare un actor, sau cine face acum noul film din Joker. Joaquin Phoenix, parcă. Nu știu dacă am pronunțat bine. Și el e un actor care îl cam vezi în fiecare film diferit, altfel. Recomandă-ne un singur film. Un singur film? O să fie el din orice an, dar merită văzut. Acum am mai pus în încurcătură. Uite, îți recomand un film. Chiar nu am discutat despre asta, chiar nu sunt genul ăsta, dar un film care mie mi-a plăcut foarte mult, dar eram copil. Braveheart. L-am văzut, cred că, de vreo 6-7 ori. Deci, când l-am văzut prima oară, eram un copil. M-a fascinat. Și l-am văzut după aia... Într-adevăr, l-am văzut acum vreo 2 ani. Nu era cum mi le-am duceam aminte, dar mi-ai zis să-ți recomand un film care mi-a intrat mie și Braveheart. Poți să-l urmărești. Trecem puțin în altă zonă și vorbim despre Improștim. Da, putem vorbi despre Improștim. E un concept relativ nou în România, impro. La noi în teatru a fost adus de Andrei Stan, actor la noi, și mi se pare un concept așa fresh, care mie foarte mult îmi place. Avem trupa, cred că de 3 sau 4 ani, nu mai știu exact, avem ieșiri cu Improștim în mai multe orașe. De exemplu, am fost cu 2 ani, am fost în București la un workshop cu de impro, care pentru noi a fost
un plus pentru experiența noastră. Da, uite, de exemplu, Impro Știm, trupa Impro Știm, genul acesta de spectacol, mie simt că e ceea ce mi se potrivește, da. Putem să improvizăm ceva? Nu, nu. Impro Știm, nu se poate. Impro Știm, în Impro... Adică tu să improvizezi ceva. Avem unele reguli. Sunt, da, e improvizație, dar trebuie să respecti niște reguli. Și acum nu, cred că... Se poate decât în grup. Măi, se poate și singur, poate dar... și solo. Dar trebuie să ne alegem un exercițiu. Sunt mai multe reguli, da. Am înțeles. Spuneai de sport la începutul interviului și pentru cei care nu știu, Sergiu... Da. Înainte să îmi continui ideea, am să spun un secret. Eu sunt prietenă, suntem prieteni de familie cu fratele lui și înainte să spun lui Sergiu, trebuie să mă gândesc să nu încurc Sebi. Da, nu ai fi prima care mă confundă cu el. Sau trebuie să mă gândesc pe mine cu el. Da, se întâmplă. De exemplu, vorbeam cu câteva... Nu, ieri vorbeam cu fratele meu și îmi zicea... Mi-a zis cineva... Măi, lasă tu că tu ai fost acolo și ai făcut aia și ai făcut aia. Și el a zis, nu, mă confundați, ăla e frate meu. Nu eu. Sau mi se întâmplă... E ușor așa să spuneți, chiar dacă ați făcut ceva, că nu da, eu. Da, e și asta o scuză, variantă. O variantă. Mi se întâmplă să mă întâlnesc pe stradă, să mă salute lumea și să nu știu cine. Mă duc acasă, îl sun pe frate meu sau mă întâlnesc cu el, vezi că m-a salutat... Cineva arată așa. Da, pe mine vroia, dar ne-a încurcat. Bine, poate să te salute și de la teatru, adică, știi, să te cunoască ei pe tine și tu să nu-i cunoști. Da, bun, și ca să... e posibil. Și ca să-mi continui ideea, Sergiu este și arbitru de fotbal, bine zic. Și arbitru și membru fondator într-o asociație. Arbitru sunt de 8 ani de zile, cred, da? În ultimul timp mai rar, pentru că mă ocup mai mult de echipa pe care am fondat-o împreună cu alți 4 oameni, 4 sau 5, suntem mai mulți. Arbitru m-am apucat pentru că, cum am zis, nu am putut să fac fotbal, nu am fost destul de bun și atunci am zis totuși să nu mă îndepărtez de zona asta. Și... Fratele meu s-a apucat mai devreme și am zis, hai, ajută-mă și pe mine să mă duc. Am făcut cursul și chiar mi-a plăcut. Chiar dacă mulți zic că, măi, la nivelul ăsta de județ la noi sau e greu. Sergiu, am auzit că știi să gătești. Ai, de unde ai auzit? Măi, nu știu, am auzit de așa, pe aici prin oraș se vorbește că actorul Sergiu Tăbăcaru este mare bucătar. Nu, no, ai auzit greșit. Doar așa... Ratotă și bundașkenier. Nu. Îmi place. E diferența dintre a-ți place să gătești și să știi să gătești. Am încercat la un moment dat să fac o ciorbă. Am dat un kix. Am dus ciorba la porci. N-a ieșit nicicum. Dar, de exemplu... Asta sună bine. Porci mănâncă kix. Da. Da, nu. E mult spus gătesc. Specialitatea casă e cheesecake. E complicat, nu? Eu n-am făcut niciodată. Nu era așa de complicat. Jamila te ajută. Adică, da, fac cheesecake și chiar ieri, pentru azi, am făcut de ziua mea, am făcut un cheesecake. Din fericire, mi este bine. În rest, ciorba nu, paste, adică pot să fac paste, cred că oricine poate să facă paste dacă încearcă. Reușesc să fac paste din orice. Dacă nu mă duc expre pentru asta la alimentară, ce găsesc în frigider, le amestec cumva, mai pun un sos de bulion și iese un sos. Adică, da, mă pasionează, dar e mult spus, mă pricep. Da. Mai am până să mă pricep. Bine, dar oricum îți place în bucătărie, asta era ideea. Sunt puțini bărbați cărora le place. Sunt, dar totuși mai multe doamnele care se... Da, pot să zic că da, îmi place. Îmi place, bine, îmi plac multe lucruri. Ce-ți mai place? O... Ce pasiune ai așa ascunse? Așa, îmi place să mă joc pe PlayStation, îmi place FIFA, îmi place să mă joc Football Manager pe laptop, îmi place să tund,
Și tonzi. Iarbă sau oamenii? Îți spun acum. Fac de două săptămâni, nu, de trei săptămâni, fac un curs de frizer. Vreau să știu să tund. Nu vreau să profesez, dar vreau să știu să tund. Și m-am apucat de un curs și chiar mă gândeam, ce o să fac eu după ce termin cursul? Pe cine să tund? Și m-am gândit și am găsit deja, o să-ți spun după interviu ce o să fac. Și da, m-am apucat să tund. O să tund. Stai un pic, că la noi funcționează aici totul, le spunem și lor, nu spui doar mie. Că ei trebuie să afle și... Nu vreau să pară că mă laud. Nu te lauzi, eu te-am obligat să-mi spui. Vreau să mă duc la asociații care ajută oameni nevoiași și să fac o zi pe lună, o zi pe lună, nu pot mai mult, o zi pe lună să tund gratuit. Bine, nu o să tund fashion, dar la un moment dat poate să tund fashion? La un moment dat. Nu, deocamdată... Basic. Foarte frumos. Adică și eu sunt tuns de două colegi de ale mele ieri. N-au avut model și atunci m-am oferit eu. Foarte bine. E una dintre pasiuni pe care, având timp liber acum de la teatru, am zis, hai să o fac și pe asta. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem, la un moment dat, așa un mic curs în legătură cu ceva, ca să evoluăm noi. Da, eu asta spun, în fiecare an măcar unul așa de trei zile, și dacă nu ne permitem sau nu putem mai mult, ceva puțin. Nu, corect, la mine urmează. Deci am un program pe bucket list, curs de gătit, salsa... Și cam atât, că deocamdată atât. Este anul acesta sau în viitorul? Măi, anul ăsta nu știu dacă mai apuc. Sper să apuc cursul de salsa. Chiar dacă nu prea îmi place mie să dau 1, 2, 3, dar vreau să-l fac împreună cu soția mea. Deci mai urmează. Și într-adevăr, e bine dacă ai măcar un pic de timp liber să faci ceva, nu știu, să stai așa să te gândești, băi, ce mi-a plăcut mie? Mai de mult, adică ce mă fascinează? Așa. Nu trebuie să faci la nivel de artă nimic, adică dacă îți place grădinăritul, nu trebuie să faci, să-ți cumperi 14.000 de reviste și să faci grădina visurilor. Nu. Poți să plantezi o roșie. Urmează. Sergiu, de cât timp ești însurat? Septembrie 8, un an de zile. Mulți înainte. Mulțumesc, da, am împlinit un an acum două săptămâni. Două săptămâni. Da, un an. Spune-ne ceva frumos despre soția ta. Ce îți place cel mai mult la ea? Ce îmi place cel mai mult? E un suflet mare. E foarte sufletistă. După un an de zile descoper lucruri noi și asimilez lucruri noi. A fost un an, pot să zic, cu bune, cu rele. Sergiu, o ultimă întrebare. Așa. Care este cea mai mare dorință ta în momentul de față? Dar acum să fii sincer. Ai fost și până acum, nu de asta spun, dar vreau să fii sincer, adică... Dacă nu eram sincer, multe nu-ți povesteam. Cea mai mare dorință în momentul acesta? Să am un copil. Și sper că va urma. Da, ăsta e cel mai mare lucru pe care eu mi-l doresc acum. Doamne ajută! Mulțumesc! La următorul interviu să facem cu bebe. Da, să sperăm. Să sperăm că cât de curând. Îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat invitația. A fost o plăcere să stau de vorbă cu tine. Cu mare drag. Și ți-am spus, vreau să ne reîntâlnim și peste, nu știu, un an și ceva și să-mi dai vești bune. Să sperăm. Mulțumesc pentru invitație și cu mare drag.
Mihaela German, considerată unul dintre cei mai buni make-up artiști din Satu Mare și nu numai. Îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat invitația în emisiune. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Bună! Astăzi vrem să te cunoaștem mai bine, să vedem cine ești tu, o să vorbim și despre tine și despre pasiunea ta care s-a transformat în munca ta de zi cu zi. Am început să machiez acum 4 ani aproximativ. Am făcut un curs la București, la una dintre make-up artistele mele preferate și între timp am început să mă ridic în domeniul meu. De câteva luni de zile am început să predau cursuri de make-up, îl colaborez cu o școală de la Oradea și mă aștept. Acolo, aici? Nu, predau aici. Aici doar colaborez cu ei, eu sunt trainerul lor de la Satu Mare. Am înțeles. Cum a început? Hai să luăm așa mai, cu pași mai mărunți. Ai fost atrasă de make-up, te-ai gândit tu că este o meserie care ar putea să îți rămână loc de muncă, cum îți spun? Cum a început? Am început din pură pasiune, nu știam că o să fac un job din asta, adică am avut foarte mult timp liber și cum nu munceam, am zis că încep să fac un curs de machiaj ca să mă machiez pe mine, pe fete și așa. Iar între timp am făcut o pagină de make-up pe Facebook și am postat niște poze cu machiajele mele realizate de mine la cursul din București. Și mi-au scris foarte multe persoane străine care nu le cunoșteam, nu erau prietene sau cliente, că vor să vină la mine la machiaj și încet, încet am început să lucrez în fiecare weekend. Începeam cu mai puține, după tot mai multe, că am început să nu mai am locuri. Am înțeles. Este scumpă, Mihaela? Nu este scumpă, este cum se cere pe piață, același preț, nu este scumpă. Am înțeles. Am să o provoc pe Mihaela să... Am să mă demachiez total, dar pentru că eu am venit machiată cu machiajul meu simplu, nimic ieșit din comun, așa cum știu eu să mă machiez, însă voi da totul jos și ea mă va transforma. Da, abia aștept să te machiez. Accepți provocarea? Sigur, cum să nu? Cu mare drag. Hai să începem. Începem? Așadar, sunt demachiată acum și Mihaela mă va transforma, mă va face să mă simt foarte frumoasă. Mihaela, am încredere în tine. Tu ești deja foarte frumoasă, să știi. O să-ți fac un machiaj cât mai rapid, cât mai natural. Oricum ești frumoasă, nu ai nevoie de prea mult fond de ten sau foarte multe culori și sunt în trend machiajele naturale. Se cer foarte mult. Așadar, vă place? Eu zic că este altceva. Mă simt atât de bine încât te-aș lua acasă. Păi, pot să vin la tine fiecare zi dacă vrei. Mă deplasez la domiciliu. Felicitări încă o dată, foarte frumos. Ai o mână foarte bună. Îmi place foarte mult ce ai făcut și într-un timp relativ scurt. Da, pentru că știm că atunci când vrei un machiaj profesional stai și... Da, durează mult mai mult un machiaj profesional, dar depinde și de intensitatea machiajului, având în vedere că ți-am făcut un machiaj mai natural, este mult mai rapid.
Foarte frumos. Tocmai asta îi spuneam mai devreme, te simți atât de bine când ești așa aranjat. Te gândești, n-am de mers nicăieri astăzi. Altfel stai la cameră, nu? Da, dați-și acum vorbesc. Mihaela, hai să te întreb câteva lucruri pe care probabil doamnele de acasă vor să le afle. Ce nu trebuie să lipsească din gentuța de machiaj a unei doamne domnișoare? Ce nu trebuie să lipsească, cel mai important... cele mai importante lucruri. Păi, în primul rând, este foarte important să ai un primer, adică o bază pentru fond de ten. Altfel, dacă nu aplicăm asta, machiajul nu rezistă atât de bine, nu se întinde atât de bine. Așadar, acest primer este pentru rezistență. Și pentru și a pentru capta hidratare. Mai bine. Și pentru hidratare. Este foarte importantă pudra, fondul de ten. Din punctul meu de vedere, cam toate produsele pentru un machiaj de zi sunt importante. Adică dacă lipsește ceva, s-ar putea să nu... Bun, dar trebuie să avem un primer, un fond de ten. Un primer, un fond de ten, o pudră, un rimel, un produs pentru sprâncene, un contur de buze și... chiar și un fix plast care se aplică la finalul machiajului nu este obligatoriu, dar ajută. Cele mai mari greșeli pe care le fac doamnele, domnișoarele în ceea ce privește machiajul? Cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere este conturarea sprâncenelor, care schimbă toată structura și fizionomia feței. Dacă sprâncenele nu sunt conturate corect, s-ar putea să nu te înfrumusețeze atât de tare. Adică e un dezavantaj dacă nu știți să le faceți fetelor. Cum învățăm să le facem perfect? Venind la mine. Sprâncenele, din punctul meu de vedere, sunt cea mai grea etapă a machiajului, pentru că avem foarte multe fete, doamne, domnișoare în ziua de azi care au probleme cu sprâncenele. Ba nu au, ba au mici goluri sau așa și este mult mai greu de conturat sau să le egalăm, să fie egale una cu cealaltă. Produsele trebuie să fie musai de calitate. Eu nu am lucrat cu produse care nu sunt produse profesionale, nu știu, nu le-am încercat, dar ajută foarte mult. Din punctul meu de vedere, în domeniul meu, ca și make-up artist, 50% este mâna și 50% e produsul. Îmi spuneai mai devreme că mama ta nu te-a susținut deloc în ceea ce faci tu astăzi. Ce a spus mama ta când i-ai spus, uite mama, vreau să mă apuc să fac make-up și vreau să merg pe drumul acesta pentru că îmi place? Nu a fost de acord, pentru că ea își dorea altceva pentru mine, vrea să termin o facultate, să lucrez într-un birou ca și orice altă mamă. Dar mi-am dorit foarte mult să fac chestia asta, mi-a plăcut și având în vedere că ea a văzut că evoluez și că mă descurc, a început să mă susțină. Și acum este mândră. Și acum este mândră și se laudă cu mine. Foarte frumos, așa este. Trebuie să ne susținem copiii și să-i încurajăm în ceea ce le place. Nu, de fiecare dată nu ce-și dorește un părinte pentru copilul lui poate să fie același lucru ce-și dorește și copilul pentru el. Adică eu nu m-aș fi văzut într-un birou, nu este genul meu. Mie îmi place să lucrez cu oamenii, cu femeile. Îmi place domeniul ăsta de beauty foarte mult. Nu știu, cred că până la bătrânețe aș vrea să fac asta dacă se poate. Ai și tu biroul tău? Am și eu biroul meu. Sper că vă place. L-am personalizat acolo frumos. Ce înseamnă acest spațiu pentru tine? Pentru mine acest spațiu înseamnă, nu știu, eu nu o iau, pentru mine nu e un loc de muncă, eu vin aici din plăcere, pentru mine deja clientele mele sunt prietenele mele, aici mă relaxez, mă simt bine, da, sunt zile în care sunt foarte aglomerată, în care muncesc foarte mult și este obositor, dar a doua zi mă întorc cu drag. Care este satisfacția ta atunci când... vezi clientele mulțumite și fericite și vezi pe chipul lor că le place ceea ce ai făcut? Sunt foarte bucuroasă, sunt mândră de mine, îmi doresc ca fiecare clientă să plece din acest loc cu zâmbetul pe buze, de aceea comunic foarte mult cu clientul, adică eu prefer să mi se spună ce nu-ți place sau ce-ți place, în așa mod încât să ne putem înțelege și să ajungi la ce-ți dorești tu să obții. Ai avut vreo clientă nemulțumită? Aș minți să-ți spun că da, nu am avut. Adică mie nu mi s-a spus, nu mi-a venit nicio clientă să-mi zică mie nu-mi place, vreau să mă ștergi. Acum probabil că nu poți să mulțumești pe toată lumea sau auzi și lucruri bune și lucruri rele, dar e normal, nu avem toți aceleași gusturi, trebuie să acceptăm chestia asta.
În materie de machiaj, se mai schimbă machiajele, moda machiajelor de la an la an? Apar noutăți sau mergem pe o linie și... Da, în fiecare an machiajul se schimbă. Am observat că mai nou se poartă machiajele foarte naturale, de aceea vreau să urmez curând un masterclass la București despre... Este un curs cu machiaje mult mai naturale, să învățăm ceva nou. Și chiar dacă ești make-up artist și ești foarte cunoscut sau ai deja foarte mult de lucru, eu sunt de părere că trebuie să urmezi cât mai multe cursuri, pentru că de la fiecare make-up artist avem ceva de învățat. Adică nu e bine să ne oprim la un singur curs. Tinerii, tinerele din ziua de astăzi se machiază de la o vârstă fragedă. Pun foarte mult machiaj încă de la, nu știu, nu vreau să zic o vârstă, dar de vreme. Da, am și fetițe de 14-15 ani care vin cu mamele lor la machiaj. Nu se pentru ele sau pentru mame? Și. Nu se machiază de zi cu zi, dar având în vedere că au un eveniment, își doresc foarte mult chestia asta. Mai sunt și cele de 16-17 care deja se machiază de zi cu zi. Nu știu ce să zic, nu interzic sau nici nu recomand, nici nu interzic. Fiecare face ce vrea și cum îi place. Trebuie să recunosc că și eu m-am machiat de micuță, pe ascuns, deși mama mea nu a fost deloc de acord. Mă machiam când ajungeam la școală și înainte să plec de la școală mă demacheam. Deci, acasă totul era bine, nu? Acasă n-aveam nimic. Deci nu poți să interzici unui copil sau poate nici părinții nu sunt de condamnat în privința asta. Bă, și tu ai fetițe, nu? Fetița ta nu se machiază. Sau iubește machiajul. M-ar machia mai mult pe mine, așa. Iubește machiajul, da. În ziua de azi, în schimb, fetițele de 4-5 ani sunt înnebunite după machiaj. Din câte am înțeles, sunt ceva produse pentru copii de machiat. Nu mai e... Generația părinților mei, probabil a părinților tăi, ei nu se machiau atât cât ne machiem noi în ziua de astăzi și sunt multe doamne care condamnă acest lucru spunând, ei, uite ce piele am eu când o să fiți voi ca și mine, nu o să mai aveți așa piele pentru că noi nu ne machiam. Este fals? Este adevărat? Este fals atâta timp cât știi să-ți îngrijești tenul, adică în fiecare zi după ce ai un machiaj, după ce ajungi acasă, trebuie să te demachiezi, să-ți cureți foarte bine tenul și să-l hidratezi cu o cremă de noapte sau sunt diferite uleiuri și nu o să ai nicio problemă cu tenul. Adică eu mă machiez de foarte mulți ani, nu mă machiez în fiecare zi, dar aproape în fiecare zi și nu am probleme cu tenul, nu am acnee sau coșuri. Tenul meu este foarte bine îngrijit, cred că se poate vedea și chestia asta, dar este recomandat și o dată pe lună o cosmeticiană care să vă curețe tenul mult mai bine decât îl faceți voi acasă. Ce le recomand doamnelor, domnișoarelor care probabil nu își permit să meargă să apeleze la un make-up artist? Sunt situații. Le recomand un tutorial de pe YouTube, pentru că pe YouTube sunt foarte multe videoclipuri cu machiaje și se pot învăța foarte mulți pași. Probabil la început este mult mai greu, dar sunt și foarte mulți make-up artiști, nu știu dacă la noi în satul mare, care nu au făcut un curs și lucrează în domeniu, adică au învățat de pe YouTube. Nu este imposibil. Deci, fetelor, dacă nu vă permiteți un machiaj la mine sau oriunde în altă parte, pe YouTube puteți să găsiți foarte multe chestii care să vă ajute. Suntem în satul mare, trăim în satul mare. Dacă îți dorești mai mult în domeniul tău, există șanse să crești? Da, dacă ești ambițioasă și talentată, poți să evoluezi de la an la an. Eu am început acum 4 ani, nu aveam cliente, acum am foarte multe. Recent am început să predau cursuri, deci putem, fetelor, putem să urcăm pe zi ce trece. Asta nu înseamnă că dacă ești make-up artist poți să rămâi doar la nivelul ăla de a machia fete. Poți să începi să predai, poți să-ți aduci niște produse, poate să ți le personalizezi. Sunt multe metode. Cum ești tu atunci când machiezi? Obișnuiești să povestești cu clientele? Te concentrezi doar pe muncă și mai puțină socializare? Cum ești? Eu sunt o persoană foarte sociabilă. Cred că de asta mă și iubesc clientele, pentru că eu mă modelez după toată lumea. Adică
am și simptomul. Dacă te simți pe tine că poate nu ai chef să vorbești sau nu ești atât de sociabilă, o lăsăm mai lejer. Adică discutăm doar chestiile care ne interesează. Machiajul, cum te îmbraci, ce ți-ai dori să îți fac, cât de natural, cât de intens. Dacă te simt că suntem pe aceeași lungime de undă, povestim tot ce vrei tu. Adică ce se vorbește aici, rămâne aici. Ce fac miresele de anul acesta? Cum le machiezi? Cum le machiez? Sau cele care fac nuntă la anul, că acum se apropie încet, încet de final nunțile de anul acesta? Am câteva mirese. De obicei, miresele îmi place să le machiez cât mai natural, adică cu culori mai calde, deși mie îmi plac machiajele încărcate, trebuie să recunosc. Dar depinde și ce își dorește fiecare, pentru că am avut mireasă care și-a dorit un machiaj foarte natural, care abia se vedea genul tău, și am avut mireasă care și-a dorit un smokey eyes, adică tot cu negru. Trebuie să-i faci fiecăruia ce-i place. Atunci când intri în contact cu o doamnă, o domnișoară, când te întâlnești cu cineva, există defectul profesional să vezi, mamă, ce urât s-a machiat, îmi plac ochii, nu-mi place aia? Da, din păcate să spun, sau din fericire, nu știu, sunt destul de atentă la detalii și perfecționistă, dar nu îmi permit să comentez niciodată. Dar în gândul tău, în sine ta, mă gândesc. Da. Da. De exemplu, eu de când am început să machiez, pe mine nu m-a machiat nimeni. Adică nu aș suporta să mă machieze cineva pentru că m-am obișnuit cu stilul meu și îmi place doar cum mă fac eu. În ultimii ani a venit așa un val de make-up artiști la noi în județ, un val mare. Rămâne toată lumea sau rezistă doar cine este foarte bun? Cred că rezistă doar cine este bun și serios din punctul meu de vedere, pentru că în jobul acesta cere foarte multe sacrificii, adică nu prea avem sărbători, nu prea avem Revelion, nu avem Crăciun, weekend-uri nu avem și dacă îți refuzi clientul de 2-3 ori consecutiv, s-ar putea să-l pierzi. Adică dacă ești serios și ești talentat în ceea ce faci, poți să rămâi pe piață. Mihaela, îți mulțumesc tare frumos că ne-ai primit la tine, îți mulțumesc încă o dată pentru machiajul acesta minunat și promit că mai vin la tine. Sigur, te aștept oricând cu mare drag și vă mulțumesc și vouă că m-ați invitat.